Doamne, ce era acolo, ce de dulce. E clar că mergem pe dulce astăzi, dar vă întreb, ce poate să fie mai dulce decât mierea? Și ce noroc avem că avem alături de noi un apicultor, Marius Signa, bine ai venit! Bună dimineața pentru... și vă mulțumesc pentru invitație. Marius, fii atent, hai să te ajut să pui... Da, sigur că da. Uite, avem aici, deci, în primul rând, explicăm ce ne-ai adus. Ce montăm noi aici? V-am adus miere, o miere senzațională, cea de munte. Eu sunt certificat ca supina mea ca produs montan și am adus în atenția voastră o miere cât se poate de chiar din natură. Chiar din natură. Chiar din natură. Deci, efectiv, dacă desfaci un borcan de miere și miroși, te duce cu gândul la pădure, la natura, ia, la floricele. La oameni, să le arătăm și lor. Exact. Ia, puteți să vedeți. Avem și, avem și costumația, că tu ne-ai adus costumația, exact, și mulțumesc foarte mult pentru... Da, da. Și nu numai, eu v-am adus și un stup de prezentare unde se pot vedea albinuțele, o colonie exact în mediul ei natural. Uite, ai vină tu aici un pic în spatele lui. Da. Ca să-mi arăți de acolo și eu o să stau aici cât de aproape pot eu de ele. Da. În momentul ăsta ele nu au cum să iasă de aici, nu? Nu, 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 nu. Deci în momentul ăsta ele stau și ce fac? Efectiv, ele consumă în perioada aceasta. Deci nu mai produc miere. Așa? Exact. Doar consumă. Asta este o miere de salcâm de munte și tocmai în ideea de a consuma am adus-o în atenția voastră să vedeți cum anume își... producă... Cum își fac ele treaba, nu? Exact. Vreau să-mi spui, te rog, ce tipul de miere mi-ai adus. Am adus o miere de fâneață, o miere de mană, am adus o miere de salcâm de munte, okay. Am adus floră spontană. Ce înseamnă floră spontană? Floră spontană e o miere de cuib, foarte concentrată în minerale. Deci, pe toată perioada verii, tipul ăsta de miere doar odată o scot. Deci am trei stupine în trei locații diferite. Așa. Fac și pastoral, dar mierea asta este senzațională. Deci chiar merită gustată. Acum, cât de des e bine să mâncăm miere? Eu vă spun cum fac eu. Eu consum miere în fiecare zi. Deci... nu are ce să ne... zi, în fiecare zi. Și o pui și fierbinte în ceai, că am auzit niște oameni spunând că nu e bine dacă ai ceaiul foarte, foarte fierbinte să pui mierea acolo. După părerea mea este un mit. Deci vă dați și noastră seama, imediat după fierbere, după ce fierbe ceaiul, durează câteva secunde până o aduceți în cană, în cană, da, cu ceai, își mai pierde din temperatură. Deci tot la 40 de grade ajunge și nu-și pierde din enzime, deci din proprietăți, rămân identice la fel. Vreau să știu, ăsta este un fagure, da? Da. Se mănâncă așa cu totul? Exact, cu totul se mănâncă. Chiar face foarte bine pentru flora intestinală, această ceară, fagurele și mai ales căpăceala. Așa îi spune la căpăcelul acesta de fagure, care este practic un sigiliu, okay, și face ca mierea să nu se strice niciodată. S-a descoperit miere și de pe timpul faraonilor comestibilă. Cel puțin analizele asta constă. Deci se ține bine de tot. Da. Am înțeles că ne-ai adus și lăptișor de matcă. V-am adus, nu știu dacă l-am adus, l-am luat de la mașină, dar până la lăptișorul de matcă vă pot prezenta păstura, care este pâinea albinei. Albina se hrănește cu acest aliment nutritiv pe toată perioada iernii. Nu. Efectiv, asta le-am colectat dintr-o ramă de deasupra. V-am adus și câteva rame ca să vedeți în toată splendarea lor. Asta e o foiță de ramă. Ia uite, arată un pic așa ca să o vadă oamenii. Ține un pic camera acolo. Ia uite. Așa, deci asta e o foiță. Asta e o chestie pe care ai făcut-o tu? Sau nu. Eu o ajut. Doar îi pun o sârmă de inox, inoxidabil alimentar. Special pentru apicultură. Tu pui chestia asta și ajunge așa? Exact, exact. Ajunge în a doua fază este asta. Cu hexagoanele astea exact, perfecte. Exact, exact, perfecte. Și a treia fază este aceasta. Deci depozitează mierea, o căpăcește și e tocmai bună de consumat. Noi apicultorii ulterior o descăpăcim cu un pieptene special. Am adus și câteva unelte apicole care le-a folosit bunicul meu. Astea sunt uneltele? Da, da. Și au o vechime de peste 100 de ani. Sunt a treia generație de apicultori. Stai că eu încă am mintea explodată aici. Uite și tu un pic ce fac albinele astea? Da, da, da. E...
ceva senzațional. Ceva, da, senzațional. Ceva deci, senzațional. Cum stai în natură și intri într-o oarecare simbioză cu albinuțele, eu rămân fascinat în fiecare zi că învăț tot timpul ceva de la albină. Forme și cum perfecte. Exact. Îmi ziceai de la pișorul de matcă, da. Pentru ce e bun și cum îl folosim? Regenerează toate celulele hepatice și nu numai hepatice, tot organismul îți schimbă tot... Și tonusul, nu? Și tonusul, și energia? Mai ales pentru cei care merg la sală și nu numai. A, chiar... pentru mine. Eu sunt... Da, da. Vrea să zic că colegul meu Bogdan... Ah, și Lili, iau colega. Toată lumea vrea să zică. Da, eu am o curiozitate. Lăptișorul de matcă, știu că nu l-ați adus astăzi, dar foarte rău ați făcut, este anti-îmbătrânire. Ajută cu asta? Știți ceva? Da, exact. Da. Este adevărat. Mai ales că se poate combina cu miere și cu polen crud. Eu fac acest mix apicol și este foarte benefic pentru organism. Deci, efectiv, îți dă o energie. Este bine de luat dimineața și nu seara, că îți dă o doză de energie și nu prea mai poți. Nu știi ce să faci cu ea. Te exact. Energizează. Nu prea mai poți dormi, da. Ia-o șurubel de mâine. Gata. De mare. De mare. Am și eu. Pot și eu, o curiozitate. Da, e prima dată, da. Când văd miere la draft. La draft? Ce se petrece acolo? Deci aici v-am adus în... Uite, hai aici lângă mine pe partea asta, așa. Da. Miere de... pentru degustat la târgurile și expozițiile unde eu fac prezența, mai ales în curtea mea de relui, Ministerul Agriculturii, chiar vreau să mulțumesc pe această cale că ne ajută pentru promovarea produselor apicole românești și nu numai, sunt o grămadă de produse românești. În... Și te duci cu această exact, mașinărie. Și mă duc înainte. A zis cineva degustare. Are ocazia, poftiți, chiar mă invit. Haideți. Fiecare trecător, fiecare consumator sau iubitor de miere, da. De tot ce e natural, are posibilitatea la mine, la stand, să guste cu acest dozator. Ia, poftiți. Uite, mamă, la doamnă. Începe cu doamna. Da, cu domnișoara. Cu degustatorul. Exact. Și mie, da. Ce-mi dai? Mi dai altceva? Ce bune. Da, vă dau fiecare sortiment de miere. Asta e miere de izmă, chiar din Delta Dunării. Mi-ai dat izmă? Da. Din Delta Dunării, de la miere acasă, vreau și eu. Ce mi-ai dat? Pentru dumneavoastră vă dau o miere de cireș. Ți-a căzut cireș. Miere de cireș, dar vreau să știu toate sortimentele astea. Ai zis multe soiuri de miere. Avem... Ce înseamnă că zice ceva miere de salcâm? Nu e tot de albine? Este tot de albine, într-adevăr, dar, de exemplu, pentru apicultorii care fac pastoral, trebuie să-și deplaseze stupina într-un areal mai nepoluant, să zic, și pe perimetru de 5 km, dacă secretă nectar acea zonă, bate albina, consumă nectarul acesta și produce această miere care este, după părerea mea, senzație. Sănătate divină. Și propolis, am înțeles că ne-a adus propolis. Da, propolis, eu fac și tinctură de propolis. Cum efectiv apare acest propolis în natură? Efectiv se colectează de pe marginea ramelor, cum se poate vedea aici la stupul de prezentare, și este un antibiotic natural. Deci se poate consuma oricând, dimineața, la prânz, chiar și seara. De ce? Pentru că îți face bine la organism. De exemplu, dacă ai avut vreo rană la mână, efectiv îți pui un pic de propolis sau tintură de propolis pe bază de alcool. Și ce face? Efectiv îți închide ramă, exact, un cicatrizant foarte, foarte rapid. Mai am o întrebare, Marius. Eu am suferit de o problemă în copilărie, deci bunicul meu avea stupi. Da. Și ne aducea acasă niște, nu știu, butoiașe metalice, da. În care ținea miere. Și mereu se zaharisea. Dacă avem acasă telespectatori care au pățit asta cu zaharisitul, de ce se zaharisește mierea? Mierea cristalizează. Nu prea îmi place acest termen, zaharisit. De ce? Pentru că te duce oarecum cu gândul la zahăr. Pe când mierea naturală din stupina fiecărui apicultor, nu are nicio legătură cu zahărul. De exemplu, noi la stupină nu facem hrăniri artificiale. Hrănim albina doar cu miere, ceea
ceea ce produc ele doar din stupina proprie. De ce? Pentru că sunt pe lângă producători de miere, sunt producători și de material biologic. Țin corect. Foarte mult. Dar cum facem să nu se cristalizeze? Că aici e. Ce facem greșit? Cristalizarea este un fenomen natural. E okay, deci de aici nu? Îți dai seama cât de naturală este mierea. Deci cei de acasă chiar puteți intra să vă interesați pe Google sau la... Deci e normal. Deci e foarte normal. E foarte normal. Ăsta e un primul semn că mierea este naturală. Ceea ce nu cristalizează, aici e cu semnul întrebării, dar nu intru în amănunte. Am două întrebări. Albinele înțeapă? Nu. Albinele nu, nu, bine, pe dumneavoastră și nu. Acum înainte să plecați, puteți să-mi dați și mie un fagureț? Da, sigur că da, sigur că da. Eu să-ți mulțumim frumos. Cu mare drag, cu mare drag. Și o să încercăm să luăm și noi tot ce puteți pe aici. Da, așa cum facem. Vă aștept oricând, chiar și la mine la stupină, chiar colega dumneavoastră Damiana Păun a venit la mine la stupină. Și noi te mai așteptăm, adică, să-ți mulțumim. Sigur frumos. Că da, este o bucurie mare pentru mine și vă mulțumesc celor din mass media. Sănătate! Că ajută producătorul român. Sănătate, mulțumim frumos, Marius, te mai așteptăm pe la noi. Revenim după o scurtă pauză de publicitate.